Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vom afla care sunt cele mai vechi 5 cărți blestemate și interzise. Autorii și posesorii lor au fost vânați și arși pe rug. De-a lungul timpului, ideea cărților blestemate a fascinat și a inspirat numeroși oameni de cultură. Totuși, în istorie, această idee se detașează de simpla ficțiune. De-a lungul epocilor, numeroase cărți au fost distruse în mod sistematic, după ce au fost etichetate ca fiind interzise. Chiar Vaticanul a creat o listă cu astfel de lucrări, cunoscutul Index Librorum Prohibitorum. În perioada Inchiziției, simplul fapt de a vedea sau de a atinge o astfel de lucrare putea fi și era adesea pedepsit cu moartea. În prezent, cărțile vechi cu subiect interzis, în special cele care tratează domeniul demonologiei, sunt considerate ca fiind cele mai valoroase și se găsesc în topul preferințelor colecționarilor, scrie Formula AS. Acest lucru se datorează în principal rarității acestui tip de carte, lucru care îi sporește mult valoarea. Astfel de cărți au fost catalogate într-un moment al istoriei ca fiind interzise de către una sau de către ambele autorități principale ale vremii, anume biserica sau statul. Din această cauză, cărțile au fost vânate și arse, în cele mai multe cazuri, împreună cu autorii și posesorii lor. În trecut existau chiar gravori considerați interziși, din simplul motiv că acceptau să realizeze gravuri pentru astfel de lucrări. Unii dintre aceștia erau chiar foarte talentați și ar fi avut șansa de a ajunge în topuri dacă ar fi refuzat aceste comisioane. Dovada talentului lor poate fi admirată și astăzi, în lucrările care au supraviețuit. Un astfel de exemplu sunt gravurile de tip Dans Macabre. Cea mai cunoscută astfel de gravură este probabil cea a lui Michael Wolgemuth, din lucrarea Liber Chronicarum, 1493. Aceste gravuri îi reprezintă pe zeii morții dansând cu oameni din toate straturile sociale. Este sugerată astfel, într-un mod subtil și elegant, ideea egalității morții. La momentul cuvenit, fie mai devreme, fie mai târziu, moartea vine pentru fiecare, fără să țină cont de bogăție sau de statutul social. În gravurile lui Guy Marchant din Le Danse Macabre des Hommes et des Femmes, 1486, zeii morții dansează cu femei și bărbați, adulți și copii, doamne de la curte și servitoare, regi și papi deopotrivă. În general, reprezentările morții ca entitate nu au fost niciodată pe placul Vaticanului, acest tip de lucrări fiind imediat interzise. Foarte frecvent erau interzise și lucrările care conțineau așa zisele adevăruri supărătoare, care includeau descoperiri considerate periculoase, adevăruri științifice, idei sau cunoștințe diferite de ceea ce era văzut ca fiind acceptabil la acea vreme de către biserică. Ideea de carte blestemată a apărut ca urmare a ingeniozității reprezentanților bisericii în eliminarea posesorilor unei anumite cărți interzise. Paginile respectivei cărți erau otrăvite, folosindu-se un praf special, obținut din sporii unei ciuperci otrăvitoare. În primele zile după otrăvire, persoana care atingea paginile putea doar să se simtă rău. Dar acest praf avea proprietatea de a deveni din ce în ce mai periculos odată cu trecerea timpului. Astfel, după câteva luni, o simplă atingere a paginilor era suficientă pentru a cauza moartea. În acest fel se putea stârni panică cu privire la o anumită carte, care apoi era evitată și în final distrusă. Cartea lui Tot. Cartea lui Tot este probabil unul dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cel mai vechi caz de carte interzisă. Pentru egiptenii antici, Tot era un zeu foarte important. Acesta avea rol de arbitru al disputelor zeilor și cu el sunt asociate dezvoltarea sistemului de scriere, a artelor magice și a științei. Acești zei veniți din ceruri pot fi explicația procesului rapid de formare a statului egiptean antic, lucru care i-a uimit și pe arheologi. Statul egiptean astfel dezvoltat
avea un nivel de civilizație foarte ridicat și a rezistat câteva mii de ani. În perioada antică, cartea lui Tot era deja considerată o carte antică, străveche, o carte a începutului. Era un simbol al puterii faraonilor egipteni, care o primiseră chiar de la zei. Se spune că această lucrare conține secretele puterii absolute și poate oferi puteri considerabile deținătorilor ei. Papirusul Turin descrie un complot împotriva faraonului din acele vremuri, care s-a finalizat prin executarea vinovaților și arderea cărții blestemate a lui Tot. Totuși, cum în acea vreme se realizau copii, cartea a reapărut în istorie. Unele documente susțin că fiul lui Ramses al II-lea, Canaus, avea în posesie cartea originală scrisă de Tot, cu care a obținut puterea asupra pământului, apelor, corpurilor celeste, graiului animalelor și chiar a morții. Se pare că morții puteau fi invitați folosind această carte și efectele ei se puteau manifesta și la mare distanță. Considerând cartea un mare pericol, și Canaus o arde. Totuși, despre această carte se spune că a fost inițial ivită din foc și astfel nu poate fi distrusă de acesta. Interesant este și episodul obținerii cărții lui Tot de către Neferkaptah. Ajutat de un preot, acesta a aflat ascunzătoarea cărții și a pornit împreună cu un magician să o recupereze. Magicianul, preot al lui Isis, a folosit un aparat de ridicat pentru a scoate cutia în care era ferecată cartea de pe fundul unui râu. Aceasta era păzită de un șarpe nemuritor, pe care magicianul l-a tăiat în două și a îngropat bucățile în locuri îndepărtate unul de celălalt pentru a nu se putea reface. Citirea primei pagini a cărții a revelat misterele cerului, pământului, abisului, munților, mării și limbajului animalelor. Cea de-a doua pagină a revelat soarele strălucind pe cerul nocturn și în jurul acestuia au apărut umbrele zeilor. Totuși, după ce a asimilat toată cunoașterea cărții, lui Neferkaptah i s-a înfățișat însuși Tot, care l-a răpus. Mumia faraonului a fost îngropată cu cartea în mâini și a rămas așa până a fost găsită de către Apollonius din Tiane. De-a lungul istoriei, cartea a tot reapărut. A existat chiar o perioadă în care toți alchimiștii și magicienii susțineau că dețin copii ale acestei cărți. Este interesant de notat faptul că majoritatea acestora au murit în accidente ciudate după ce au făcut declarații privitoare la carte. Turis Babel. În domeniul cărților interzise se numără și Turis Babel, lucrarea lui Athanasius Kircher, apărută în anul 1679. Motivul interzicerii acestei cărți este o anumită gravură pe care aceasta o conține. Ea ilustrează pământul și luna, iar între ele, ca un punct de legătură, un mare turn. Acest turn, similar unei scări spiralate, își are baza pe pământ și vârful pe lună. Desigur, este vorba de ideea de teleportare, prin conceptul enunțat și de Einstein în opera sa, de pliere a două puncte diferite din spațiu, permițând astfel teleportarea instantanee dintr-un loc în altul. Turnul prezentat de gravor exprimă această idee sub forma unei metafore. Totuși, astfel de lucruri nu erau pe placul Vaticanului din acea vreme, care se opunea vehement progresului științific, considerând că Dumnezeu este singurul care poate vindeca sau crea miracole. Galileo Galilei a fost condamnat după același principiu atunci când a afirmat că pământul este rotund. Cabala Speculum. În 1654 apare o altă lucrare, Cabala Speculum, care avea să fie curând interzisă. În acea perioadă, instituția bisericii deținea mult mai multă putere decât în prezent. Ea se putea opune cu mai multă ușurință decât astăzi în luarea deciziilor, în spiritualitate și în dezvoltarea științifică. Pe plan spiritual, biserica susținea, ca în prezent de altfel,
ideea nemuririi sufletului și răsplata celor drepți în lumea de dincolo. În opoziție cu acestea se afla în vremea aceea știința alchimiei, al cărei scop era acela de a găsi piatra filozofală, cu care să poată fi obținut elixirul nemuririi. Desigur, alchimiștii au fost persecutați, urmăriți și executați, dar multe dintre lucrările acestora au supraviețuit până în prezent. Lucrarea Cabala Speculum include numeroase gravuri interzise. Prima luată în discuție se referă la crearea universului. În gravură poate fi observată, în partea de sus, nașterea universului, cu creatorul în mijloc și primii oameni, un bărbat și o femeie în stânga și în dreapta. Privind cu atenție, se poate observa că aceștia din urmă sunt legați cu lanțuri de întreaga creație. Se conturează aici metafora unei idei foarte periculoase în acea vreme. Privitorul se poate întreba de ce acești oameni sunt înlănțuiți de creație, dacă principiul suprem este acela al creatorului și dacă nu cumva ar fi posibil ca omul să poată atinge statutul divin. Cea de-a doua gravură arată, în partea superioară, interiorul unei case cu blazon, care ar putea reprezenta oricare casă și oricare blazon al oricărui mare aristocrat al vremii respective. Coborând privirea spre partea inferioară, se poate observa însă că la subsolul acestei case există un laborator alchimic în care alchimiștii trebăluiesc de zor pentru a afla secretul vieții veșnice. Din nou, privitorul poate ajunge să se întrebe de ce aristocrații vremii, care se considerau buni creștini, finanțau în secret cercetări alchimice, când, conform credinței, răsplata trebuie să vină pentru cei drepți în lumea de apoi. Aceste gravuri și întrebările pe care ele le ridicau nu au fost pe placul Vaticanului, care din nou a recurs la interzicerea lucrării. Biblia olandeză. După interzicerea lucrării Cabala Speculum, se poate concluziona în mod clar că ideea obținerii nemuririi într-un corp fizic nu a fost deloc apreciată de Vatican. Lăsând la o parte lucrările de alchimie care încearcă să ofere soluții pentru realizarea marii opere, adică găsirea pietrei filozofale și obținerea elixirului vieții veșnice, în anul 1711 apare o lucrare cunoscută simplu ca Biblia olandeză. Cartea nu vorbește despre oameni care au obținut nemurirea prin consumarea unui elixir de viață veșnică. Ea duce ideea nemuririi mult mai departe, discutând direct problema nemuritorilor. Este vorba de oameni care au existat dintotdeauna și care au fost martori la evoluția umanității din primul moment al existenței sale și până în prezent. Acești nemuritori, descriși de Biblia olandeză, sunt un fel de observatori. Ei sunt neutri, nu se implică, dar sunt martorii tuturor evenimentelor istorice majore ale evoluției umanității. Una din gravurile din carte prezintă în partea centrală un astfel de observator, care stă așezat cu condeiul în mână și notează pe un sul de pergament toate întâmplările la care a fost martor. De jur împrejur, gravura prezintă, în mod simbolic, toate aceste întâmplări observate de nemuritor, începând cu momentul zero. Normal, cartea a fost interzisă și numeroase exemplare au fost distruse. În ciuda acestui fapt, destule exemplare au supraviețuit, putând fi regăsite astăzi în colecții particulare. Grupul oamenilor în negru. Pe lângă lucrările cu subiect interzis, care au o mare valoare pentru colecționari, în prezent există și lucrări a căror existență este negată total, deși acestea există. Valkyria Chronicum este un astfel de exemplu. Deși a fost recunoscut faptul că ea există într-o colecție particulară, catalogele pentru colecționari care alcătuiesc liste, prin enumerarea cărților rare de valoare, o încadrează la mituri, la lucrări pierdute sau inexistente. În România, un astfel de exemplu este Octoihul de la Liov, care a supraviețuit în două exemplare, unul aflat într-un muzeu din Europa,
și celălalt într-o colecție particulară din țară. Totuși, în catalogele destinate colecționarilor de profil, existența lucrării încă nu a fost recunoscută. Într-un mod subtil, cărțile interzise și-au păstrat acest caracter interzis și în prezent. Se poate spune că pe internet există un anumit grad de cenzură în ceea ce privește aceste subiecte. Chiar cărțile care au fost prezentate aici sunt greu, dacă nu chiar imposibil, de găsit pe internet, deși ele au fost scanate de către colecționari, care au vrut să le facă publice pentru a se bucura și alții de conținutul lor. Conținutul cărților rare fiind foarte important și apreciat de către colecționari. În cazul unora pot fi găsite fragmente disparate sau câteva gravuri, dar variantele integrale scanate nu sunt de găsit și în cazul unor cărți atât de vechi, nu poate fi vorba de probleme legate de dreptul de autor. Uneori se vorbește despre un grup al oamenilor în negru, care nu trebuie confundați cu cei din domeniul ozenisticii. Este mai mult vorba despre un ordin care se pare că a existat încă din cele mai vechi timpuri și a cărui preocupare principală este ascunderea informațiilor care ar putea contrazice datele istorice cunoscute. De aceea, unii susțin că istoria ar putea fi un set de minciuni care au fost stabilite prin comun acord și apoi adoptate ca adevăr istoric real. Este tocmai datoria acestor oameni în negru să se asigure că nimic nu contravine cu acest adevăr istoric. Pe lângă acestea, Ordinul Negru are și datoria de a ascunde acele descoperiri care ar putea fi mult prea periculoase pentru omenire. Ei au menirea de a împiedica o evoluție prea rapidă a progresului științific care ar putea duce umanitatea la autodistrugere. Pe de o parte, acest ordin negru poate reprezenta un mecanism reglator care permite păstrarea unui echilibru relativ, dar pe de altă parte, existența și activitatea lui contravine cu ideea de democrație și cu libera circulație a informației. Fără a mai lua în considerare acest lucru, cărțile cu subiect interzis rămân un subiect deschis. Mereu într-un loc ascuns sau uitat, pot fi găsite alte astfel de cărți pe care umanitatea consideră că le-a pierdut de mult. Studiul acestora poate completa însă cunoștințele actuale sau poate deschide noi direcții de dezvoltare pentru știința modernă. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine, prieteni. Pe curând!